Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. 19 februarie, data nașterii sculptorului român, a fost proclamată zi de sărbătoare națională prin legea numărul 305/2015. Cu acest prilej a fost lansat programul național 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș, derulat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Sculptorul s-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, și a absolvit în 1902 școala de Bel Art din București. La scurt timp, în 1906, își expune lucrările pentru prima oară la Société Nationale de Beaux Arts și la Salon d'Automne din Paris. În 1907 este prezentată prima versiune a sărutului, care a stat la baza celebrei lucrări Poarta Sărutului, din ansamblul de la Târgu Jiu, din care fac parte și Coloana Fără Sfârșit și Masa Tăcerii. Rugăciunea și Domnișoara Poganii se numără printre lucrările celebre ale sculptorului român. Brâncuș se stabilește la Paris, unde se stinge din viață în martie 1957, lăsând moștenire statului român, atelierul său și un număr important de lucrări. Statul român, condus de Partidul Comunist, a refuzat însă să accepte moștenirea lui Brâncuș. Astfel, atelierul său a revenit statului francez, iar Muzeul Național de Artă Modernă din Paris păstrează lucrările lăsate moștenire statului român prin testament. Potrivit legii, în 19 februarie este doar sărbătoare națională, nu și zi nelucrătoare pentru salariați.